Miercuri dimineață, în comuna Poienare, a avut loc un accident rutier în urma căruia un autocamion s-a răsturnat în șanț. La locul accidentului au intervenit două echipaje de pompieri militari cu o auto specială de stingere și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat. Da, am fost anunțat de cei de la 112 că s-a întâmplat un accident la ieșire din Poienare. M-am deplasat aici, erau cei de la punctul de lucru, erau deja veniți cei de la ISU. Erau câteva roți în flăcări, s-au fost stinse, camionul este salvat, la fel și șoferul, și toate lucrurile sunt în regulă. Nu sunt în regulă că s-au răsturnat camionul, dar rest... Dar șoferul știți starea lui atât? Starea lui e unișoară, e lovit la cap și la un număr. Era conștient în parte, nu perfect, dar era ok. Era speriat, mai bine zis. Astăzi, în jurul orei 9:38, detașamentul de pompieri Roman, punct de lucru Poienare, a fost solicitat să intervină la un accident rutier pe raza localității Poienare. La locul intervenției ne-am deplasat cu auto specială de stins incendii și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat. Ajuns la locul intervenției, am constatat că conducătorul autospecialei, autocamionului, era ieșit din acesta și fiind asistat de paramedicii SMURD. Echipajul de pompieri a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la o roată. În urma accidentului rutier, o roată autocamionului a luat foc, iar pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului. Circulația în zonă nu a fost blocată. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, șoferul era conștient atunci când a ieșit din camion, el fiind asistat de paramedici.